Revenim în România, mai exact în zona Brașovului. Modele bătrânești, muntenești, oltenești, bănățene sau ardelenești, cu sute pe muște, în gherghef sau binzică. Toate înviorează pânza albă cu râuri de culoare izvorâtă din lăzile de zestre, care încă se mai păstrează prin casele țărănești. Vrem doar să vă stârnim dorința de a ne însoți într-o inedită călătorie la Biblioteca de Tradiții, unde suntem călăuziți de colega mea, Elena Picu. O șezătoare în inima Brașovului. Asta a descoperit recent o echipă AgroTV care a poposit la Biblioteca Județeană George Barițiu. Șezătoarea din Brașov are o tradiție de 7 ani, deci nu este ceva nou, este ceva care a dăinuit în timp și am pornit de la câteva doamne care efectiv au dorit să se întâlnească aici la noi în spațiul bibliotecii și comunitatea s-a mărit pe parcurs. Am cooptat din tot județul Brașov. Zeci de femei din localități brașovene și nu numai își dau întâlnire în cadrul unei șezători. Aici se păstrează, se conservă, se duce mai departe portul popular, pentru că fiecare dintre dumnealor își pun la dispoziție și își pun la bătaie experiența și pasiunea pentru ceea ce înseamnă lada de zestre a neamului românesc. Sunt colecționară de ii vechi. Deci eu ador viile vechi de 100 de ani și am o colecție teribilă moștenite de la o mătușă de-a mea din familie. Un cufăr de lemn uitat de Dumnezeu pe care l-am descoperit eu. Și sunt atât de mândră de portul meu național, de tradițiile noastre, de zestrea noastră, amprenta neamului meu. Fiind o șezătoare, încercăm să recreăm, să aducem costumul vechi, tradițional, în atenție, să-l recreăm. Pentru că sunt foarte multe costume vechi care, dacă nu le recoasem, se pierd, se distrug. Pânza are o viață, ața are o viață. Totul, nimic nu durează la infinit. Costumele pe care dumneavoastră le recreați, din ce zone folclorice ale țării sunt? Partea frumoasă a lucrurilor e că noi recreăm costume din toate zonele țării. Și lucrăm după planșe culese de doamna Eliza Brătianu, avem albumele dânsei, avem o serie de oameni care au cules pe parcursul vieții lor tot felul de planșe și suntem ajutate, deci acum e ușor să coși. Ai pânze potrivite, ai arse potrivite, ai planșele. Nu trebuie decât să vrei să coși. Și dumneavoastră acolo ce coaseți acum? Exact cum v-am zis, coseam după Elisa Brătianu o cămașă de Argeș.